când avem tendința de a pune presiune pe ceilalți să se schimbe, e bine să ne amintim două lucruri esențiale despre schimbarea oamenilor. Primul este că oamenii nu se schimbă ușor. De unde știm acest lucru? Chiar din propria noastră experiență. Cât de ușor ne-am schimbat noi, deși la un moment dat înțelesesem că ar fi bine să abandonăm o atitudine, un comportament, un limbaj nepotrivit. Nu ne-a fost ușor. A trebuit să facem un efort. A fost nevoie de o perioadă lungă de timp să abandonăm un comportament dăunător sau să implementăm unul benefic. Nu e ușor. Și dacă n-a fost ușor pentru noi, nu e ușor nici pentru cel de lângă noi. Iar al doilea aspect legat de schimbarea pe care noi o vrem la celălalt, de regulă e o schimbare complexă, e o schimbare cu foarte multe componente acolo, cu multe fațete. Noi vrem să se schimbe în multe părți, în multe direcții. Al doilea aspect este că oamenii nu se schimbă mai repede la presiunea noastră. De unde știm acest lucru? Din nou, din propria noastră experiență. Poate că la un moment dat eram pe aproape să începem să facem un lucru și vine celălalt și începe să ne cicălească. Hai, fă o dată, hai, fă mai repede și ne spune acest lucru în fiecare zi sau din minut în minut. Ce o să apară în noi? Aversiune. Rezistența. Poate chiar repulsia față de schimbarea pe care urma să o facem dacă eram lăsați în ritmul nostru mult mai repede. Deci a pune presiune pe noi a fost, de fapt, contraproductiv intereselor celui care vroia ca noi să ne schimbăm. Și noi, când suntem în cealaltă perspectivă, e bine să ne amintim că oamenii pe care vrem să-i schimbăm nu se schimbă ușor și că pe cât mai multă presiune îi punem pe ei, cu atât mai mult vor rezista și cu atât mai mult vom întârzia, de fapt, schimbarea pe care noi, poate cu intenții bune, ne-o dorim la ei.